e locul în care spunem adevărul. Unii vor încerca să ne mintă frumos. Dar nu-i locul aici. Aici e Arena Hunedoara 1. Bun găsit, dragi telespectatori, sunteți pe Hunedoara 1 TV, începe Arena Hunedoara 1 TV. Eu sunt Mihai Molocea și vă invit să rămâneți alături de noi, atât pe televizoare cât și pe pagina de Facebook, pentru că ne vedem și în online. Sunteți în arenă și, ca de fiecare dată, aici spunem numai și numai adevărul. Cum vă spuneam și în edițiile precedente, în arenă, vocile comunităților locale din județul Hunedoara prind forță, prind putere. Și astăzi discutăm despre o comunitate locală, despre cel mai mic municipiu al județului Hunedoara și, dacă nu, cel mai mic municipiu al țării, al României, printre cele mai mici municipii din România. Este vorba despre municipiul Brad, dragi telespectatori. V-am obișnuit să povestim din toate unghiurile și din toate perspectivele. Am discutat, să spunem așa, cu reprezentanții diverselor partide, de diverse culori. Astăzi nu e vorba nici de galben, nici de albastru, nici de roșu sau auriu. Vorbim așa, dintr-o perspectivă mai verde, cu un reprezentant al Partidului Ecologist de la Brad, pentru că acolo la Brad există un nucleu puternic al ecologiștilor. Am în studioul Hunedoara 1 și în arenă un om apreciat al locului și implicat în viața comunității. Este vorba despre domnul Pășcău Dănuț, consilier local al Partidului Ecologist Român, așa cum vă spuneam, și proaspăt președinte ales al PER la Brad. Domnule Pășcău, bine ați venit în arenă. Bună ziua, bună, bine v-am găsit. Vă mulțumesc tare mult pentru că ați acceptat invitația și trebuie să remarc curajul și deschiderea cu care veniți în arenă, cu atât mai mult cu cât spuneați că este pentru prima dată când participați la o televiziune televizată. Exact, exact. Asta la o emisiune televizată. Asta e adevărul, da? Da. Cu ce gânduri, în primul rând? Hai să o luăm așa, introductiv. Păi pot să spun că gânduri pozitive, aș zice, având în vedere că chiar la început de drum și ca și consilier local. La început de drum, pentru că la începutul acestui an, dumneavoastră practic ați fost validat în funcția de consilier local, ați preluat mandatul. Exact, exact, da. Vin cu cum să zic, am și emoțiile care sper să fie constructive cu ajutorul noastră și ce să zic, o să vă spun și eu, dacă nu, gândurile noastre, pentru că noi avem gânduri serioase vis-a-vis de comunitatea din Brad și ne-am dorit să găsim un reprezentant care să vorbească despre ceea ce se întâmplă acolo, pentru că trebuie să vă spunem, dragi telespectatori, că nu mulți sunt politicienii care aleg să vină și să vorbească despre problemele comunităților pe care le reprezintă. Sunt foarte mulți așa ziși politicieni, să spunem, care încearcă să se ascundă de foarte multe ori după deget. Nu e cazul și în situația de față, pentru că chiar dacă cu puține emoții, așa cum spunea domnul Pășcău, vom vorbi transparent, astea sunt gândurile noastre vis-a-vis de emisiunea de astăzi, să vorbim transparent despre problemele din Brad. Dar înainte de asta aș vrea să vorbim puțină politică, pentru că, așa cum spuneam, reprezentați un partid de nișă, dacă îmi dați voie să folosesc acest termen. Ce mai face PER-ul la nivel național, dacă mai face? Din păcate, singurii, adică cam cel mai bine poziționați, după alegerile trecute, am ieșit noi la Brad. Deci bastionul cel mai important al PER-ului aici, la Brad. Da, mulțumită brădenilor care ne-au dat voturile lor.
Per, așa cum spuneam, are un nucleu dur la Brad. Cum explicați dumneavoastră faptul că un partid, iată, nu știu, cred că e sub 3% la nivel național, nu m-am uitat în ultima vreme pe sondaje. Da, exact. Da? Dar la Brad a reușit să depășească aceste praguri, iată, electorale și să intre în Consiliul Local și să adune voturi sub o umbrelă destul de spartă, așa, pe alocuri, politic vorbind. Cum reușiți să strângeți voturi la Brad pe acest partid, pe PER? Doar prin cum să zic, organizația noastră este compusă din 110 membri la ora actuală. Încercăm să propunem, să facem o platformă locală în funcție de necesitățile municipiului. Una dintre cele mai importante fiind atragerea de investitori pentru locurile de muncă. În vederea aceasta este o problemă pe care și noi am identificat-o la Brad, pentru că am sondat așa puțin terenul, să zicem, și am identificat câteva mari probleme cu care comunitatea din Brad se confruntă și aceasta este una dintre marile probleme, problema locurilor de muncă. Da, dar ca să revenim așa din ce înțeleg eu la întrebarea anterioară, cum reușiți să capitalizați voturi pe Partidul Ecologist la Brad, dacă spuneați că sunt 110 membri, cred că ați dat și răspunsul prin oamenii care bineînțeles. Și prin calitatea umană a acestora. Exact. Având în vedere că am avut în organizația noastră, am avut ingineri, doctori. Deci oamenii și mai aveți și acum, încă mai avem. Dar din păcate acum va trebui să ne reorganizăm. PER a pierdut un element important, să spunem așa, la Brad. Da, din păcate. Noi acum încercăm să din nou să ne organizăm, să ne realegem birou, să ne formăm birou din nou și din câte înțeleg, să pornim, să reformat cu dumneavoastră în frunte. Exact. Vă o să urmeze din nou să ne alegem secretar, efectiv tot biroul. Pentru că ce am avut, sau cam unii dintre ei s-au retras, nu mai țin legătura și asta ne afectează în momentul de față. O să urmeze, v-am spus din nou, repet, o să urmeze să ne reorganizăm și să începem să ne pregătim efectiv pentru bătăliile de anul viitor. Da. Iată, cu toate că vorbim despre un partid cu puține procente la nivel național, din ce înțeleg, din ceea ce spuneți dumneavoastră, la nivel local, acolo la Brad, încercați să strângeți rândurile și să nu vă lăsați, să spun așa. Da, asta încercăm și sperăm să dacă nu, ca și anul trecut, ceva, noi mergem spre mai bine. O să încercăm prin mai multe metode să ne atragem din nou oamenii către noi, având în vedere că o să fie foarte greu, pentru că vechiul președinte a avut susținerea lui, a avut oamenii lui de partea dânsului. Deci fostul președinte care a plecat, respectiv domnul David, țin bine minte, da? Care a plecat din PER la începutul acestui an, a luat și o parte din organizație cu el. Să zicem că a luat-o, deocamdată nu știm dacă mai este în politic, noi sperăm să fie și dacă e contracandidat de-al nostru. Avem un respect față de el, cu ajutorul lui, putem să spunem că și cu ajutorul lui avem rezultatele pe care le avem.
Da, eu mi-am dorit să, și așa cum spuneam, îmi doresc în continuare să discutăm mai mult administrația. Am început așa cu puțină politică și cum stau lucrurile din punct de vedere politic, dar Peru, chiar dacă, așa cum ziceam, la nivel național cu puține procente, la Brad, iată, a reușit să confirme și să intre în administrație, respectiv în Consiliul Local, cu un număr deloc de ignorat. Trei consilieri locali au obținut. Care e configurația la Brad în Consiliul Local? Peru are 3, PNL, PSD, PNL, la PSD fel. Și USR 3, PNL 3 și PSD 9. Eu am observat un lucru interesant, că după multe mandate ale actualului primar, Florin Cazacu, de această dată n-a reușit să facă majoritatea aceea de care avea nevoie. Exact. Ca și primar. Da. Dacă opoziția la Brad ar fi opoziție, ar fi fost opoziție, să zicem așa, da, da, ați fi putut forma o majoritate în Consiliul Local cu care să faceți treburile și treaba administrativă și printr-o altă perspectivă. Exact. Lucrul acesta nu s-a întâmplat. Nu. Cine e acolo la putere, să zicem, alături de PSD? PNL. PNL, organizația. Vorbiți-ne PNL puțin despre această situație de acolo. Cum o vedeți dumneavoastră? În general, să zic, relația noastră cu administrația locală este una normală. În comisiile Consiliului Local, consilierii noștri studiază proiectele de hotărâri inițiate de domnul primar. Noi suntem de acord cu aceste proiecte, care sunt în favoarea și în dezvoltarea municipiului și sau nu suntem de acord cu ce credem și considerăm că nu este în favoarea. Și aveți proiecte pe care le respingeți? Cu care da, sunt. Care, de acord? Cu ce, unde considerăm noi că nu este ok, avem și abțineri și avem și voturi. Care a fost proiectul cel mai mare, așa, la care dumneavoastră v-ați împotrivit ca și consilieri ai Partidului Ecologist Român? Undeva cu, dacă mi-am amintesc bine, cu apa menajeră. A fost un proiect inițiat la nivel național. Yeah. Acolo am avut o... Pentru taxarea apei... Exact. Apa meteorică. Exact. Cred că. Acolo am avut o... Am fost contra și... Cam asta a fost singurul proiect pe care l-am votat împotrivă. În rest, votați cu primarul. Votăm cu primarul. Votăm cu proiectele care sunt. Primarul este cel care inițiază proiectele. Exact, de dacă sunt proiectele, noi considerăm că sunt proiecte ok pentru municipalitate. Din ce înțeleg, cam toate sunt proiecte ok, nu? Sunt, uh-huh. Într-adevăr. Acum putem să spunem, unul dintre ele, proiectul destul de cel mai mare, este gazul metan. Da, sigur, să vorbim și despre asta. Eu sunt curios atunci, cum vă asumați rolul de opoziție dacă proiectele în Consiliul Local le votați întocmai așa cum le propune puterea? Adevărul că, fiind în minoritate, adică orică da, votăm pentru, ori contra, voturile se... Deci proiectele se... Uneori comunitatea, cetățenii au nevoie și de o altă perspectivă, să li se arate cam cum s-ar fi putut face și altfel, și ăsta este apanajul opoziției. Am înțeles. Iar dacă opoziția normal merge pe atitudinea asta, oricum noi, ori fără noi, treaba e tot aceeași, nu-i chiar sănătos, nu să zic așa. Nu cred că cei din opoziție, opoziția în sine, poate să fie contra unor proiecte realizabile, zic eu.
Deci nu putem să votăm contra, da, doar ca să votăm contra. Dar puteți avea opinii diferite. Putem avea opinii. Sunt opinii. Din ce am înțeles, ați avut o singură opinie diferită în taxarea apei meteorice. Vorbesc în numele partidului nostru. Da? Ecologist. Deci da. Ecologist. Nu. Acolo e singurul lucru unde nu am fost de acord. În rest, v-am zis încă o dată, eu și colegii mei nu suntem cei care ne opunem sau încercăm să ne opunem lucrurilor pozitive ale municipiului. Eu înțeleg din ceea ce spuneți dumneavoastră că tot ceea ce se propune acum, este Consiliului Local, exact, de către actuala este, putere, este oportun și pozitiv, exact, fără să fie necesar un amendament vreo rectificare, completare din partea dumneavoastră a consilierilor PER. N-ați simțit această nevoie până acum? Exact. Eu cel puțin, fiind, v-am zis, sunt novice în politică, uh-huh, efectiv în politică și în Consiliul Local, alături de colegii mei care sunt cu mult mai multă experiență, deci mă gândesc că dânsii, dacă în vasta lor experiență care au, dacă dânsii sunt de acord înainte de a avea asta e de bine, ședința de Consiliu, de acord, nu? Da? Nu. Având înainte de a avea ședințele de Consiliu, noi normal ne întâlnim și vorbim. Discutați, votați, da, și ce faceți. Bineînțeles, bineînțeles. Ședința. Citim amendamentele, citim proiectele, dar din acolo ce înțeleg după analiza ne punem pe care o faceți împreună, întotdeauna cădeți de acord că proiectele sunt oportune. Da, da. Să-i dea Dumnezeu sănătate, domnule primar. Să-i dea Dumnezeu sănătate. Nu avem nimic, împotriva lui. Nu, din punctul de vedere al PER, lucrurile sunt în regulă. Atâta timp cât proiectele și tot ce întreprinde sunt ok pentru municipalitate, nu avem de ce să fim contra. Da, e interesant să găsesc o astfel de atitudine din partea opoziției și asta poate fi o atitudine, de ce nu? Sigur că da. Continuăm atunci discuția. Părerea mea că a fi în opoziție, mă scuz că te întrerup, nu trebuie neapărat să, nu știu, viziunea celor mai cu experiență care ar fi, dar vorbesc în numele meu, nu trebuie neapărat fiind în opoziție, să fii tot timpul contra, mă repet, da, nu trebuie contra să fii contra, sigur, sigur. Trebuie să votezi întotdeauna cu primarul. Nu, trebuie să ai și o altă perspectivă, poate, să le arăți brădenilor și alt mod de a face lucrurile. Nu știu, zic, acum până la urmă dumneavoastră decideți care este politica partidului și a grupului de consilieri pe care îl reprezentați și puteți vota ori împotrivă, ori pentru. Brădenii sunt cei care vor analiza într-un final activitatea politică și administrativă la urmă, da, a fiecăruia. Exact. Sigur că da. Cu toate acestea, eu vreau să continuăm cu problemele reale și stringente ale comunității pe care o reprezentați, că dincolo de această atitudine că totul merge bine în Consiliul Local și toate proiectele sunt oportune, probleme există și am discutat așa cu parte dintre brădenii înaintea emisiunii acesteia pentru a ne informa și nici măcar nu trebuie să discuți anumite lucruri, ci trebuie doar să te uiți peste niște date statistice care nu arată deloc bine, să spunem așa. Și am luat situația recensământului de anul trecut și am făcut o comparație cu ceea ce a însemnat populația municipiului Brad în 2011 și cu ceea ce înseamnă în 2021. Ei bine, în 2011 municipiul Brad avea 14.495 de locuitori, iar în 2021 au fost consemnați 12.690 de locuitori, un deficit de 1.805 locuitori care au dispărut din municipiul Brad între timp, în 10 ani. Dacă facem un calcul, sunt peste 15 locuitori care dispar în fiecare lună sau mai simplu 1 la 2 zile. Cu un locuitor la două zile, cam asta e viteza cu care se depopulează municipiul Brad. Cum comentați dumneavoastră în calitate de președinte al PER, al unui partid care, iată, a ținut standardul sus acolo în Brad, cum comentați aceste date, aceste statistici?
pot să spun că nu e doar la noi în municipiu, asta se întâmplă la nivel național. Dacă o luăm statistic... Bun, atunci dacă e și la altul problema asta, înseamnă că nu mai primește. Nu. Deci, aveți dreptate, doar că în alte comunități se întâmplă mai accelerat, în altele mai puțin accelerat. Ok, am înțeles. Problema cea mai mare și cea mai stridentă sunt locurile de muncă. Ceea ce sunt... Deci ăsta ar fi motivul. E problema pentru care pierdem atâția, efectiv, tineretul. Special tineretul care nu are niciun viitor în... Deci asta considerați a fi principalul motiv pentru care orașul Brad se depopulează? Da, dispărând odată ce dispar locuri de muncă, normal că omul... Păi și uite, eu știu, la anumite proiecte în Consiliul Local n-ați putea propune sau să faceți amendamente care să vină totuși pentru a rezolva această problemă? Propuneri... Că spuneați mai devreme că nu sunt necesare amendamente propuneri sau... Propuneri sunt, dar din păcate lipsa de investitori nu putem să-i aducem cu forță. Părerea mea. Știu, alte comunități mai găsesc soluții, mai găsesc mijloace prin care să facă acest lucru. Consiliul Local, până la urmă, are un buget pe care îl dirigează, cu care hotărăște, eu știu ce investiții face. V-ați gândit sau s-a discutat vreodată la nivelul Consiliului Local despre amenajarea unui parc industrial în care investitorii să poată veni? Sau să... S-a discutat, într-adevăr, parc industrial... Deocamdată deci este la motiv, așa, și rămâne la stadiul de discuții doar până în momentul de față. Sperăm în viitorul apropiat să totuși să avem un investitor, să zicem, uh-huh. Adică să avem norocul să aducem, să găsim, să vină cineva să ne ăsta cu locurile de muncă. Deci avem undeva Eu la punctul ăsta, la problema asta a situației depopulării orașului, mi-am notat așa două lucruri pe care aș fi vrut să le discut cu dumneavoastră, motive, și motivele le-am cam elucidat, da? Și mi le-ați spus, lipsa locurilor de muncă și soluții. Care ar putea să fie o soluție? Nu găsim noi poate soluția sau dumneavoastră soluția salvatoare, dar una care ar putea să reducă această depopulare a orașului. Posibil, zic, ar fi poate reușind să lucrăm, adică să facem mai mult la infrastructură, ar fi o ocazie pentru a atrage investitorii, pentru că atâta timp cât nu există infrastructură, nu o să avem nici investitori. Vă spun garantat 100%, pentru că sunt multe firme care ar veni să investească la noi, dar din păcate drumurile și... Intrăm într-o altă problemă a comunității locale de la Brad și eu... Văd soluția acestor probleme uneori și în Consiliul Local, pentru că acolo se dirigează fondurile, se dirigează banii. Eu știu, poate anul viitor, la întocmirea bugetului, o să faceți aceste două amendamente, unul pentru infrastructură, că clamați mai devreme faptul că nu e una tocmai roz, să zic așa, da. Și unul pentru un parc industrial, de ce nu, care să... aducă investitorii sau să încurajeze să vină. Având în vedere că, repet, sunt la început, sper cu timpul să acumulez experiență ca să pot să ridic și eu cuvântul, să pot să am un punct de vedere. Deci deocamdată nu pot, atât timp cât nu am experiența necesară și colegii sper și alegătorii sper să mă înțeleagă. Promit că în viitorul apropiat, intrând și luând frâiele în mâini, o să reușesc să fac și o propunere și să facem parte, într-adevăr, cum zice dumneavoastră, din opoziție. Să avem și noi părerile și propunerile noastre. Să fiți o opoziție veritabilă. Constructivă, să spun așa. Aș vrea. Dacă este să vorbim despre infrastructură, o să găsesc eu așa circumstanțe atenuante pentru care s-ar putea ca în municipiul Brad infrastructura să fie proastă.
Este drept și că prin municipiul Brad trec două drumuri naționale, exact, care asta, eu știu, îngreunează cumva mersurile. Din ce înțeleg, sunt și în atribuțiile comunității locale și a bugetului local, repararea și întreținerea lor. Două drumuri naționale importante care tranzitează orașul și de care trebuie avut grijă, pe lângă toate celelalte străduțe care sunt pe acolo. Da. Unul dintre drumurile naționale o să urmeze să se intre în reparație. Deocamdată se lucrează la conducta de gaz. Care drum intră în reparație? Spre Abrud. Care e DN 74, parcă, da. Drumul național 74, exact, care duce spre Alba Iulie. Deocamdată nu se poate face nimic, se introduce, se fac săpăturile pentru conducta de gaz și după o să se înceapă și reparația drumului național. Acolo. Dar în momentul de față, practic, orașul Brad este blocat, paralizat, să spunem așa, de aceste lucrări care aduc gazul în oraș. Da, creează disconfortul, dar până la urmă sperăm să, ca toți locuitorii să fie mulțumiți. Eu așa zic. După atâta așteptare, avem ce face, trebuie să răbdăm, să suportăm și disconfortul creat de aceste săpături, dar până la urmă o să fim mulțumiți. Zic cât eu, estimați dumneavoastră că ar putea să mai dureze aceste lucrări? Acum o să înceapă chiar în oraș. Sperăm să fie undeva la o lună, o lună și ceva. Doar atât? Să sperăm. O lună și ceva, asta la două luni de zile. E un pronostic foarte optimist, să spun așa. De ce credeți că a durat, până la urmă, dincolo de faptul că sunteți acum politician sau acum sunteți președinte de organizație de partid, ați locuit și sunteți locuitor al Bradului, cred că de câți ani? De 52 de ani. De 52 de ani, da, locuiți acolo și asta nu vă este o problemă necunoscută. Asta a gazului, să spun așa. De ce credeți că a durat atât de mult introducerea gazului într-un municipiu din România care, iată, abia în 2023 se zbate pentru acest lucru? Greu de spus. Foarte greu de spus. Probabil că lipsa de interes a edililor care au fost, lipsă de fonduri, probabil, lipsă de, nu știu, efectiv, comunicare. Cu toate acestea, aș spune, până în anul 2000 ne-am dus cu documentarea, să spun așa, până la doamna Livia Fumurescu, care a fost, da, acolo primar, și înainte de dumneii, și în vremea comuniștilor, am înțeles că se vorbea despre aceste lucrări de introducere a gazului în Brad. Lipsa de interes, câtă vreme o auzim discutându-se în spațiu public, aș spune că nu e chiar o lipsă de interes, că s-a discutat această problemă, dar nu s-a concretizat, iată, suntem în anul 2023 și încă nu este concretizat acest lucru, chiar dacă se lucrează. Odată ce se lucrează, o să-l avem, totuși. Deci o să-l avem. Știți cum e, nu spunem hop până nu sărim gardul. Că... Corect, dar... lucrările fiind atât de avansate, mă gândesc că nu o să le blocăm. Da, am înțeles că o altă problemă de la oameni tot așa interesați de bunul mers al comunității brădene, o altă problemă stringentă va fi la Brad la iarnă, deși e vara acum, dar conform unui proverb românesc, omul gospodar face vara sanie și apoi iarna car. Da? Chiar dacă e vară, discutăm despre problemele pe care brădenii ar putea să le întâmpine în iarnă, pentru că se presupune că asta va fi una dintre cele mai mari provocări cu termoficarea. Fiind și ultima iarnă tampon, să zic așa, până se introduce gazul,
bugetul național nu arată deloc bine și se presupune că Bradul va avea nevoie de subvenții pentru a trece iarna. Cine știe ce se întâmplă? Cum vedeți situația? Aici, din nou, o să fie ca în fiecare an. O să fie greu pentru locuitori, în primul rând. Greu și pentru edili, pentru că având în vedere că combustibilul, păcura foarte scumpă, nu știm cum o să fie cu subvențiile, exact ce a zis dumneavoastră, dar având în vedere că de atâția mari de ani, de când suntem pe aceeași centrală, sperăm să fie ultimul hop anul acesta, să reușim să scăpăm de povara asta cu păcura. Deci cu cred că Bradul este printre puținele comunități, dacă nu singura din țară, nu știu, poate mai fi și altele care încă se mai încălzesc cu păcura, cu acest combustibil. Posibil. Uh-huh. Sperăm să reușească proiectele ce sunt pe rol și să scăpăm de această povară. Greu da? Va veni pe edil, pe primar, să zic așa, că el va trebui să dea socoteală brădenilor dacă va reuși sau nu să aducă aceste... Edilul și Consiliul Local special. Păi Consiliul Local, din ce înțeleg, susține proiectele edilului și atunci, na, el e și la bine și la rău în față. Da. Da. Subvențiile, da, astea erau problemele vis-a-vis de termoficare. Se punea problema dacă va fi subvenționat sau se vor găsi sau se vor oferi subvenții și în această iarnă, care se anunță a fi destul de dificilă în toate celelalte domenii și în toate celelalte comunități, nu doar la Brad. O întrebare care se pune odată cu cum se discută că se introduce gazul și toată lumea apare așa răsufla ușurată și mulțumită că într-un final se întâmplă și acest lucru. Oamenii care vor beneficia de gaz și vor avea racorduri individuale, se pune întrebarea dacă aceștia își vor putea racorda și centrală termică la această rețea de gaz. Aici efectiv nu vă pot da un răspuns pentru că nu am documentație. Deci nu pot să spun ceva fără necunoștință de cauză. Credeam că nu pot să promit ceva oamenilor, în primul rând, neștiind proiectul în sine, dacă sau cum. Dar cine are acest proiect? Probabil nu. Atâta timp cât mă gândesc că tot la primărie, deci și cu firma cu care s-a făcut contractul. Deci nu pot să vă spun, să vă dau un răspuns. Deci deocamdată la această oră nu știm să răspundem oamenilor dacă... Pentru că deci eu efectiv la ora asta nu pot să vă dau un răspuns. Atât timp cât... Nu doar dumneavoastră, nu știu dacă ați mai stat de vorbă și cu altcineva din zona noastră, din Brad... Dacă nici dânsii nu au putut să vă dea un răspuns. Se punea această întrebare dacă totuși după introducerea gazului în Brad, brădenii vor putea, sau proiectul, așa cum spuneți dumneavoastră, prevede și posibilitatea ca fiecare individual să se poată racorda în rețea cu o centrală termică. Deci aici mă repet. Speram să obțin un răspuns de la dumneavoastră. Îmi pare foarte rău, chiar nu pot să vă dau răspunsul la această întrebare. Da, vă spuneam, dacă ați reușit să vorbiți și cu alți oameni din... Adică ați discutat, după câte văd că ați discutat cu mai multe persoane, dacă dânsii, având în vedere că poate au legătură mai mare cu așa ceva, dacă dânsii n-au putut să vă dea răspuns, eu nici într-un caz nu o să mă bag în... Nu, vă gândiți că am discutat cu nu știu ce actori politici, ci pur și simplu cu cetățeni de acolo pentru a afla care este situația la zi. Ok, poate că e o lipsă de informație și
O să încerc în următoarea ședință să ridic chiar vreau să mă provoc la acest lucru și să, să cereți proiectul, de ce nu, sau să puneți această întrebare și să lămuriți această situație. Dacă bineînțeles, în urma introducerii gazului în Brad, brădenii vor putea să... Se poate discuta, normal. O să se raccordeze cu centrala termică. O să încerc, promit, să iau aceste informații și poate la o următoare întâlnire sigur să elucidăm și exact. Lucru. Una dintre cele mai mari probleme, așa cum spuneați și dumneavoastră, ale comunității brădene este lipsa locurilor de muncă și aici din nou am observat o situație punctuală, să zic așa, dar care generează o mare problemă în comunitate. Cea mai importantă fabrică din zonă, principalul angajator, fabrica de volane și centuri, așa cum este cunoscută, și-a redus drastic activitatea în ultima perioadă. Cum vedeți dumneavoastră această situație sau ce-i de făcut când foarte mulți oameni au rămas șomeri sau fără loc de muncă de acolo și alternativele nu prea mai sunt? E destul de grav. Deci, într-adevăr, aceasta va fi o situație foarte dificilă. Dar, având în vedere, vorbesc din nou în numele partidului nostru, locuri de muncă, v-am zis, așteptăm acum un posibil investitor unde sunt promise undeva la 150 de locuri de muncă. Nu o să vă dau nume. Da, v-am mai auzit și mai devreme încercând să introduceți în discuție acest nou investitor și pare că știți un secret pe care nu vreți să-l spuneți. Deocamdată nu pot să vă spun nimic pentru că nu-i probată. Deci informația, așteptăm. Să zic așa. Informația este, dar deocamdată se caută locația. Unde să... Păi și în ce domeniu ar urma să activeze acest nou investitor? Măcar atât, să dăm un spoiler celor care ne urmăresc. Eu zic că tot în ceva cablaje. În industria automotivă. Industria auto, da. Am înțeles. Și mai multe amănunte nu putem da, cine este, de unde deocamdată, vine, când se deocamdată nu. Păi hai să facem un apel. Dacă sunt brădeni care au terenuri largi și vor să le dea așa la un preț mai subvenționat ca investitorul să vină, o să se găsească locul, vă spun eu. Da? 100% păi o să se găsească. Să ajutăm. O să se găsească locul, poate spuneți. Că este și găsit și sperăm să fie ok. Deci pentru o parte din cei care o să rămână fără servici de la secția de volane, sperăm să o parte din ei să-și găsească păi din nou locul de muncă. Cum au făcut? Ar mai fi... Are și ajutorul administrației? De acolo știți dumneavoastră aceste lucruri? Da. Sau da. Alte surse, alte direcții, să nu, zic? Nu, și din administrație. Din administrație, am înțeles. Și alte... Locuri de muncă pot să spun că ar mai fi. Eu lucrez la o firmă, o fabrică de prelucrare a lemnului. Chiar pot să spun că avem foarte mare nevoie de oameni, de personal și din păcate nu vin. Deci acum depinde, fapt... dacă sunt și foarte prost plătite, e și de înțeles. Oricum, Bradul are o economie, să zic așa, aparte. Cu toate că lipsesc locurile de muncă, lucrul ăsta nu se simte neapărat pentru că, deocamdată, economia și puterea de cumpărare este susținută cumva artificial, aș spune eu, la această oră, prin pensiile mari pe care foștii mineri încă le au în Brad. Și asta se reflectă în puterea de cumpărare și în economia locului. Dar, la un moment dat, aceste pensii mari vor dispărea, să le dea Dumnezeu viață lungă pensionarilor de acolo, dar ciclul natural ne spune că, la un moment dat, acest lucru se va încheia și atunci respectiv, comunitatea brădeană nas cu realitatea. Așa este. Din păcate, este un adevăr ceea ce spune, salariile sunt destul de mici, dar, prin, eu zic, performând, adică performând la locul de muncă, salariile automat pot să crească. Deci atâta timp cât este producție și este productivitate, este
activitate, efectiv, profitul firmei crescând, eu zic că odată cu acestea vor crește și salariile. E părerea dumneavoastră așa, de om bun. Da? Mulțumesc. Alții n-ar spune astfel, adică în afaceri... Nu, da, dar de multe ori, ca să-ți meargă afacerea, trebuie să mai umbli și unde ar trebui umblat. Da, adică la salarii. Dar nu toți gândesc așa. Adică știm o grămadă de angajatori, de antreprenori care sunt milionari în euro, da, profituri de milioane, cifre de afaceri de milioane, dar salarii de câteva sute de lei, mii de lei acum. Trăim în România. Mai nou. Da, exact. Cum vedeți dumneavoastră orașul Brad? Îl vedeți un oraș dezvoltat, așezat, un municipiu, iată, așezat în raport cu vremurile pe care le trăim, cu anul 2023? Sau îl vedeți în urmă? Poate că era mult mai, mai bine, mai ok, având mai multe oportunități în locuri de muncă. Altfel, nivelul de trai ar fi fost mult mai ok și atunci puteam să zicem că suntem un municipiu. Am înțeles, dacă ați fi avut și locurile de muncă care să acopere nevoile locuitorilor. O perspectivă așa de dezvoltare în accepțiunea dumneavoastră ați putea da acestui municipiu? Cum credeți că s-ar putea dezvolta? Aș exclude locurile de muncă, că le-am tot discutat și dezvoltat. Care alta ar putea fi o direcție? Știu. Nu pot să vă dau un răspuns exact, dar... pe viitor, eu nu știu, poate că o să fie mai bine. Da, asta ne-a rămas, să vă dau exact speranța în mai speranța. Bine. Deci nu pot să spun uneori, exact. Uneori e de apreciat și de, cum să zic eu, de aplaudat cât au reușit românii și comunitățile din România să îndure și să spere și alte ori zici, bă, mai lasă-mă și cu speranța asta, suntem hai să trecem odată la treabă și rădăță. Să punem mâna pe unelte și să facem ce avem de făcut, să construim, să nu mai tot sperăm atâta. Nu mai avem foarte mult timp, cu toate astea eu vă mulțumesc pentru curajul de care ați dat dovadă să veniți în arenă și să discutăm atât deschis despre problemele comunității brădene. Avem o structură pe care eu vreau să o respect în tocmai aceste emisiuni, fiecărui invitat îi aplicăm, să spunem așa, un test al sincerității, de la care nu veți face nici dumneavoastră excepție. Am pentru dumneavoastră trei întrebări, două întrebări deschise, iar la treia întrebare este o întrebare închisă, răspuns cu da sau nu. În testul sincerității pentru Pășcău Dănuț, consilier local al Partidului Ecologist Român la Brad. Întrebarea numărul 1, introductiv, așa aș putea spune, cel mai dificil moment al carierei dumneavoastră. Care a fost? Carierei politice. Cel mai dificil. Poate... cel mai dificil pot să spun că a fost alegerea de a deveni consilier. Acceptarea cumva. Acceptarea, de a, exact. De a deveni consilier. Da. Am înțeles. Întrebarea numărul 2. Care este politicianul care considerați dumneavoastră că a făcut, prin acțiunile sale, cel mai mult rău municipiului Brad? Politicianul. Greu. Imposibil să nu aveți pe cineva pe care să fi înjurat așa în colțul dumneavoastră intim de acasă și înainte de a intra în politică, să nu fi văzut niște acțiuni ale vreunui om politic local care să nu vă convină. Pot să zic și din trecut? Bineînțeles, bineînțeles. Poate că fosta doamnă primar Fumurescu. Deci doamna Livia Fumurescu considerați că a făcut cel mai mult rău municipiului Brad. Exact, exact. Am înțeles, este opinia dumneavoastră și o apreciem câtă vreme ea este sinceră și este sinceră pentru că este în testul sincerității. Și avem ultima întrebare, întrebare închisă în testul sincerității pentru dumneavoastră, răspuns cu da sau nu. Vă doriți să fiți candidatul PER pentru primăria Brad în 2024? Nu. Foarte tranșant ați răspuns.
Da. Puterea, să zic așa, poate să stea liniștită, că opoziția nu-și dorește. Bine, deocamdată. Deocamdată. Să zicem așa. Da. Ești foarte sincer. Foarte sincer, apreciem lucrul ăsta întotdeauna în testul sincerității, oameni care vin cu sinceritate. Cu sinceritate vă spunem și noi că au trecut minutele alocate acestei emisiuni și vă invit, bineînțeles, dragi prieteni, să rămâneți pe Hunedoara 1 TV. Eu sunt Mihai Molocea, aceasta a fost ediția de astăzi a emisiunii noastre Arena Hunedoara 1. Vă reamintesc, l-am avut invitat astăzi pe domnul Pășcău Dănuț, consilier local al Partidului Ecologist Român în Consiliul Local Brad. O după-amiază superbă să aveți fiecare! E locul în care spunem adevărul. Unii vor încerca să ne mintă frumos. Dar nu-i locul aici. Aici e Arena Hunedoara 1.